ce ai înțeles de la Liviana? A apucat să-i spună ce ar fi vrut să-i spună Bianca? El, în tot ce am înțeles, el vrea puțin mai afecțiune, așa puțin, era, să fie puțin mai caldă. Degeaba e lângă el, dacă nu simte, dar degeaba stai lângă el așa, dacă nu oferi iubirea, dragostea aia, nu? Cam asta. Mie nu-mi place o femeie să vină să mă țină în brațe non-stop, să mă pupe. Bă, mie o femeie îmi arată că, bă, îl iubesc sau ce ăsta, numai prin vibe-ul ăla, prin faptul că lasă anumite chestii, bă, nu-i place să îi fac nu știu ce, nu dau exemplu, nu face asta, numai zic așa. Nu-i place să o fac așa în cap, eu o fac, nu-mi zice nimica. Înțelegeți, în direcția aia o bat. Nu că nu-i fizic lângă mine, nu că se uită după altcineva, nu că nu știu ce. Chestiile astea. Voi o să mai fiți împreună doar aici? Adică o să fiți împreună doar aici? În momentul în care se termină, e gata totul? Nu s-o înțeles, doamna Adriana. Nu. Asta e zis tu, asta a înțeles ea? Nu, cum să-i zic, nu. Nu. Și atunci? Nu, asta am dedus eu. Ea deduce din, nu știu. Ea cred că are o frică de asta. Adică, doamna Andreea, știți că ați întrebat-o acum câteva zile, Bianca, Livian, cum sunteți? Foarte bine, în ultimele săptămâni, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Adică au fost săptămâni în care nu ne-am mai reproșat, nu ne-am mai certat, nu nimica. Chiar și eu stăteam și mă gândeam după ce vorbeam în weekend. După chestiile alea tot nu ne-au zis să ne împăcăm. De aia eu am rămas Îți dau două zile de bine, hai a treia zi să ne împăcăm. Dar de ce trebuie așa repede? Ai zis săptămâni. Vorba vine, de ce să fie tot așa repede? Bă, îți dau o săptămână, două de bine, hai a treia să ne împăcăm. Lasă lucrurile să meargă după cum trebuie să meargă. De ce să vin? Ai în camera roșie că ai vrea să vină după tine, să tot lupte. Nu, am zis altceva, doamna Andreea. După ce ne-am despărțit, o trecut vreo săptămână, două și mi-a zis așa: bă, uite, știu că nu mai să fim împreună, nu știu ce, nu mă interesează, tu merg la Cluj, eu mă duc la mama, stau o săptămână, iau avionul, vin după tine, vin la tine la ușă. Da, în clipele alea... în care apăruseră clipurile cu mine și eram în situația în care eram. Nu contează, dacă pentru mine nu a contat. Pentru mine o contat. Păi tu îmi zici că numai de aia mi-ai zis... respect față de tine, pentru mine o contat, da. Bianca, păi tu îmi zici că numai de aia, adică ai zis lucrurile alea, că ai fost într-o situație extremă, nu că ai simțit aia. Nu, am fost pusă într-o situație aiurea și normal că trebuia să plec. Da, ți-a plăcut atitudinea aia. Păi Bianca, atunci e foarte grav că n-ai zis ce ai simțit, ai zis numai că ai fost în situație. Nu, n-am zis ce am simțit. Aolea. Atunci... Dacă niciodată nu, că nu aș fi venit după el, mă așteptam să plece cu mine. Nu, ce nu s-a înțeles. Dar normal, pe bă, eu când am auzit-o, o crescut inima mine. Andreea, s-a înțeles? Ce s-a înțeles acum? Când mi-am făcut imaginea ca, bă, mere la avion cu bagajul, ia avionul, chiar dacă oricine ar putea face. Andreea, era vorba să ne despărțim în momentul în care plecăm din emisiune. Asta era chestia, adică eu să plec, nu, știți care era chestia? Noi vorbeam atunci că eu o să părăsesc emisiunea. Asta vorbeam eu cu el. Și am zis, ok, eu am să plec acasă, îmi fac frumos bagajul, să termine emisiunea, vii la Cluj și atunci am să vin la tine. No. Ceva de genul era discuția. Era discuția. Am zis că eu 2 luni o să stau să-l aștept pe el. 2-3 luni. Și dacă ar fi să fie așa? Asta era discuția. Și dacă ar fi să fie așa? Tu ai zis numai... Nu am zis ce simt, că nu mi se părea ok dacă tu mă iubeai, tu să rămâi și eu să plec. Eu mi-am cerut eliminarea. Asta e altă poveste. Nu, era vorba de altceva. Nu, lasă. Dar de ce ai zis-o numai în situație că, bă, ai zis o să fie zisă? De ce? Eu chiar pentru mine... Mă așteptam din partea ta să spui, vin cu tine. Dar tu ai zis că poți să... Nu e bine una care își cuvinte așa și apoi... Bă, să-mi bat piciorul. Bianca, astea-s vorbe mari ce ai zis. Bă, vin după tine, vin și te aștept 2 luni. Astea-s vorbe mari tu, Bianca. Adică când am auzit... Și scrisul pe tablă și... Adică toate astea au fost făcute numai... Adică gen a aruncat niște pastile, dar nu... Așa? L-ai zis... Tu ai înțeles că altă variantă nu avea? Cum? Tu ai înțeles că altă variantă nu avea? Și dată fiind situația de atunci? Așa s-a înțeles. Păi da, așa s-a înțeles. Să-l întreb și pe el. Asta a înțeles și el? Nu, el s-a bucurat să vadă că ea se duce după el. Asta avea el așteptările lui. Livian. Mă întorc imediat. Livian. Mă întorc imediat, doamna Andreea, promit. Oh, Livian. De ce ieși plângând din camera roșie? Deci am vorbit să rămânem prieteni, asta i-am zis și aseară. E de bine. Ar fi mai bine să discutăm, să rămânem prieteni, să nu mai fim atât de apropiați. Adică asta simt eu că o să-mi facă rău la un moment dat. De ador și amor și nu mă interesează foarte nimeni, eu sunt eu. Mi-e frică oarecum să risc. Dar ce risc? Simt că acumulez mai multe sentimente pentru el și îmi fac planuri cu el, chiar îmi fac planuri și... Ai vorbit și cu el de planurile astea.
Păi noi ne-am făcut promisiuni, asta spun. Ne-am făcut promisiuni până la un moment dat când eu i-am spus să nu ne mai facem promisiuni și... Am plâns mai exact fiindcă el m-a luat în brațe, mi-a spus o chestie, și apoi a plecat. Eu, Bianca, după părerea mea, ai trebuit să apreciezi că a venit la tine și s-a luat în brațe și a vorbit cu tine decât să-l judeci acum. Adică... Nu-l judec. Adică s-a uitat la mine. Dacă stai să vii așa, foarte frumos, oarecum dacă eram în locul lui, eu nu știu cum reacționam. Poate veneam sau poate nu veneam. Adică nu cred că avea motiv să vină la tine. Că nu l-am chemat. A trebuit să apreciez că mi-ai zis la conexiunea. Ai zis niște chestii. Am venit și el din Casa Roșie, am venit aici, m-a văzut Livian pe televizor și a venit aici. Am crezut că el a venit fiindcă a vrut să anuleze tot ceea ce am vorbit noi și că vrea să ne apropiem din nou. Dar el a venit fiindcă i-a fost milă de mine că am plâns aici. Nu e adevărat. Auzi, la gata. Bun, dar ce ți-a spus? Dar toți vorbiți în locul lui. Eu am vorbit, de exemplu, am vorbit cu el. Și acum când a venit aici sau în Camera Roșie? N-ai coborât. Ce ți-a spus el exact? Mi-a spus că sunt foarte frumoasă și că nu se poate sătura de mine sau ceva de genul. Și am luat-o ca și cum... E ultima dată când îmi spune și de asta mi-a venit să plâng. Eu, sincer, ce am vorbit cu el, el ține foarte mult la tine. Adică... Eu știu că ține. Am vorbit cu el și privat chestia asta. Dar așteaptă niște chestii foarte, foarte, foarte mici de la tine care să le faci. Dar crede-mă că, Filip, crede-mă că le-am făcut. Aia mi-a zis și mie. Le-am făcut, da, știu varianta lui. Ne plângem de aceleași chestii, și eu și el. El se plânge că... Ce-au zis? Că nu respect ce zice el și nu știu ce. Adică avem multe chestii așa mărunte. El nu se simte apreciat, nici eu nu mă simt apreciată la rândul meu, fiindcă și eu îi ofer la fel cât îmi oferă și el. El mă vrea parcă un pic prea după el. Și de asta tot îi zic, nu-s fata aia care îți trebuie ție. Încearcă cu altceva, fiindcă nu-s așa cum vrei tu. Încearcă în continuu să mă schimbe, Te schimba în rău, eu știu că tu îi spui ce simți, dar lasă-l în situațiile astea, măcar nu-i mai spune, să îl îndepărtești și el ce? Ce? Bă, eu nu sunt pentru tine. Dar nevoie de chestiile mici, mă, cum a fost. Dar el ce cerea ție, cerea ceva greu. El nu poți să fii încetată cum vrea el, atunci normal că-i tare. El a spus astăzi, de două luni, da, am încercat, s-a schimbat un pic, dar esența e aceeași. Și atunci ce continui? Păi, eu nu mă duc să fiu, cum zici tu, alături de... familie, nu contează, bolnav, nebolnav, iar am ales-o pe ea în... Detrimentul familiei. Detrimentul familiei. Și, bă, iară, uită-te! Dar de ce minte că... Nu din cap cu ce o zis, dacă nu vine să spartă spereții, să... Mi-o vine să intru prin pereții până la ea. Aie, i-am crezut că trăiesc așa ceva. Putea să o dea altfel, dar nu cum să spui, i-am zis eu așa atunci că... Și să o întreb, adică n-ai simțit? N-am simțit. Și am plecat și eu, asta e pe frate. Că a spus că n-a simțit. Ea la un moment dat, eu la un moment dat am crezut că i-a zis o prostie, că a întrebat-o pe Andreea Mantea. Ce s-a înțeles? A zis. Și eu la fel, am crezut că o dă cotită, că își dă seama că a dat-o de gard și zice, băi, hai că mă reprezez. Și când i-a întrebat, ea și-a consolidat, frate, ce a spus. Au tărit ideea. A avut ocazie. Omul ăsta stă cu tine și tu îi zici de acum 3 luni, stai un pic, el a vrut să aud asta, dar ce zici, păi, zici că n-a fost așa asta. De ce-i făcut? Uite! Da. Hai mă, lasă. Mi-a spus mie cumva întrebuit. Dar nu că era forțată. Nu, a zis-o în conjunctura pentru a auzi el ce vroia, el ca el să nu-l scape pe el. Atunci era pierdut în spațiu, era singură pe lume și toată lumea era pe ea. Era singurii pază, singurii îngeri, păzitori. Dar bineînțeles, dacă era șmecheră, tăcea de... Nu punea nimeni să zică prostia asta. Păi nu, puteți să mintă, că nu știe nimeni. Ducă, nu trebuie să o aducă în discuție, nu să mintă. Și bă, nici tu nu știi, bă, nici tu nu știai, dacă ziceam. Nu știam, pe tot, nu vezi, bă, mi-au bubuit vena pe cap, am ieșit și am apă stică. Când este una, patru body, iar după aia. Nu, dar a vorbit-o ca la un om, nu știu, nu cu dușmă, nu știu dacă cu dușmănie, dar... Ori are și ea la rând de niște frustrări și vrea să ți le dea în cap acum, dar să ți le scoate. Dar n-ai cum să zici că ai zis... Păi, dar stai un pic, că să face pe ea, eu vreau, nu-ți face pe el, că eu nu fac câte. Nu i-am zis, nu, nu o să fii, nici da o să fii. Asta zic eu. Și toată lumea știe când zic între, e mai mult către da. Nu înțeleg de ce bate monede pe treaba asta, că nu are greutate o vorbă. Normal, mă, că n-are. Acum că da, te iau la Cluj, ei, să vezi că nu mai e pe sturnă și care e problema. Dacă vorbele au așa mare greutate, ce o să zic, știi cât cântărește? Păi, asta zic. Aceasta n-ai bani? Un platou. Cătălin, zici că tu faci emisiunea. Da, hai, nimic pe cineva după ei.
Bian. Cătălinii peste Cătălini tine. Mai ușor spunea că ai fost în iad și că el a fost după tine. Așa zis el. Păi asta mă deranjează. Nu, ce cred că înțelegi Bianca la ce se referă. Cred că înțelegi la ce se referă. Cum s-a comportat cu mine atunci, ce a vorbit cu mine, o dădea tot ca și cum i-a dio. Eu nu mai vreau să vorbesc despre subiect. Am venit că v-am promis că mă întorc înapoi în emisiune, doamna Andreea, eu nu mai vreau să comentez. Asta e liniștit că noi am filmat tot ce ați vorbit voi afară, e ok. Păi era normal, dar nu, nu vreau să mai vorbesc. Nu. Acum, în timp real, am și văzut. Păi, dar știu că era camera acolo. Păi nu, imaginea de pe camera aia merg la montaj. Noi acum am văzut aici. Eu am crezut că se aude numai audio, n-am știut că vă dă și camera. Dar deja gata. Dar nu era un secret deja sau... Deja ne gândim să implementăm un sistem să vă mutăm aici, că văd că e interesant rău. Adică se filmează foarte bine printre geamurile astea, pe după geamurile astea. E ok. A fost Bianca în iad și te-ai dus după ea? Ce era? A fost în iad și te-ai dus după ea? Metaforic vorbind, am fost alături de ea. Dar ai scos-o de acolo? Eu zic că am împins-o să iasă. Ai tras. Ai ieșit datorită ție. Cum? A ieșit datorită ție? Nu, doamna Andreea, a ieșit datorită ei împinsă de mine. Dar chiar și atunci te dai de înțeles că o să vă despărțiți? I-am dat nici o secundă de înțeles că o să ne despărțim. Adică că nu o să ne împăcăm sau... Asta adică... spune. Că tu tot timpul ei, chiar dacă ai fost alături de ea, chiar dacă ai făcut toate sacrificiile astea, chiar dacă ai ales-o pe ea și nu ți-ai ales familia, tu tot timpul îi dădeai ei de înțeles că... Oricum nu o să vă împăcați niciodată. Doamna Andreea, mi-am ales, cum ați zis, ai ales-o pe ea, n-ai ales familia. Unde e înțelesul că mă dispart, că nu o să mă mai împac, că nu o să fiu cu ea? Am ales nu știu ce, nu, am fost alături de ea, am făcut aia. Unde e înțelesul că nu o să mai am nimic cu ea? Nu știu, ea spune că asta a înțeles. Îți amintești când ai vorbit cu mama? Ce am vorbit cu maica ta? Pe cameră, ai vorbit cu ea pe cameră și ce ți-a spus la sfârșit? Ce mi-a zis? Îți mulțumim că ai fost alături de noi și știu că niciodată n-o să mai vorbim. A spus așa. Bianca, așa cum te întreb eu pe tine, i-am zis eu ei că nu o să mai vorbesc cu ea. Dar de ce a înțeles și același lucru ca și mine? Fiindcă sunteți mamă și fiică, eu știu. O femeie și nu vorbisem nimic. Deci eu nu vorbisem Bianca, nimic, el vorbise. Bianca, las-o pe maică ta. Degeaba am zice, eu pot să nu mai vorbesc cu maică ta o viață întreagă. Păi uite, și mama a dedus același lucru. Că eu urma să plec acasă. Deci, maică ta îți zice să nu mai încerci nimic și să nu mai să te comporți așa cu mine. Nu, eu mi-am dat seama. Pe cum? Că auzi, că acum ai băgat-o pe maică ta, ea îți zice. Nu, era o confirmare în urma ceea ce cred și eu. Deci tu cauți confirmări pentru ceea ce crezi tu sau... Tu... În relație ți-a nu, dar oricum, nu, pentru, oricum, ai zis, ce să mai zici? Ce ai zis acolo mi-ai dat drept în ceafă. Asta ai făcut-o să înțeleagă, că nu o să fii niciodată lângă ea și că și mama ei... Doamne Andreea, întrebați-o, Bianca ți-a zis... Sau ai înțeles tu că și eu din și cum o femeie a putut să înțeleagă din doamna Andreea, lui, din comportament în care a vorbit doar el, mama așa a înțeles. Doamna Andreea, și fix același lucru. Mă știți de 8 luni, din comportamentul ei, paranoia mea, aș fi putut înțelege multe. Câte metode am folosit atunci? În perioada aia când mă scoteai tu din iad, câte am folosit? Prima dată te-am luat, am plâns, am zis că o să ne despărțim, că nu o să mai avem treabă unul cu celălalt, că la. Am spus? Stai un pic, Bianca, deci toate alea au fost metode? Adică tu încercai să mă manipulezi, să mă duci în toate direcțiile? Erau metode sau de fapt aia erai tu? Aia simțeai să faci? Plângeai pentru că îți vine să plângi? Erau metode? Dar sau? Tu crezi că în momentele alea puteam să-mi stabilez ceva în minte? De ce? Când era în iad? De ce nu vrei să renunțezi? Încercam să... Întreabă. Echilibrez situația, să rămânem așa cum ce eram. Ce echilibrez să ce? Ce să întrebe? Să rămânem în aceeași situație. Dacă dar eram lângă tine... Înainte cu clipurile. Erai lângă mine prietenește, da, erai lângă mine prietenește, da. Bianca. Sprijin, respect, da, am fost avut. Lângă tine. Dar Bianca. Nu ai fost iubitul meu, nu erai... Nu. Pe foaie! Pe foaie, nu eram! Nu contează pe foaie! Câteva gesturi, nu eram, dar eram lângă tine și oricum, nu mai vorbim acum numai să fie vorbit. Tu realizezi ce ai zis? Tu zici că pentru tine vorbele valorează foarte mult, că ziceam, da, Bianca, o să avem, deși nu puteam să profit de chestia asta, că aveam de câștigat, să mă scot eu război Nicola în fața tuturor, da, mă, îs cu ea, o să fiu cu ea, aveam de câștigat, nu, oameni. Eu m-am hotărât să fiu drept cu tine, nu zic nici da, nici nu. Vedem, mergem înainte, depinde de tine, depinde de noi. Tu, cea care zici că vorbele valorează foarte mult pentru tine, ai zis niște vorbe acum înainte să ies, care, dacă eu ți le-aș fi zis, ție știi cum erai. Cum ești și tu acum? Da. Ce,
Crezi că a plâns doar ca să te aducă înapoi? Cum? Crezi că a plâns atunci doar ca să te aducă înapoi? Asta ai înțeles? Și acum? Adică acum ai tras această concluzie? Puțin mai devreme. Că a plâns? Da. Adică tot ce a făcut ea atunci a făcut doar așa? Nu, dar nu era vorba de plâns, nu, era vorba ea. De ceea ce a zis. Înțeles greșit, ceea ce a spus. Nu am înțeles greșit, am înțeles foarte bine. Nu-mi pasă cum ai înțeles. Te-o întreba zic ce vreau. Cum? Zic ce vreau în momentul ăsta, zic cum e varianta mea, da? Bianca, dacă tu zici, dacă zici ce vrei și urli pe mine... În momentele alea, v-am spus, am plâns foarte mult și nu am știut cum să tratez situația. Nu am vrut să-i fie milă de mine... Să fie alături de mine prin milă. Asta că tot ai întrebat acum. Am vrut să folosesc altă... O minciună. Altă variantă. Da, o minciună. Am vrut să folosesc o altă variantă. Și anume că pot să fiu tare, că îl aștept, că mă duc după el la Cluj, că nu știu ce. Dar el nu mi oferea nimic. Pentru mine, nu dacă s-o oferea el, nimic, dacă nu, asta el spunea, eu rămân în emisiune și tu pleci, de eu vă spun, eu nu am vrut să plec. Eu nu aveam sentimentul că vreau să plec. Mi-era teamă, într-adevăr, de ce o să spună fetele în casă, dar știam că o să trec peste, puteam să trec peste. Eu am așteptat de la el să-mi spună el, Bianca, rămâi aici. Nu, el a fost de acord să plec. Și eu nu am vrut să plec. Bianca, eu am fost de acord să pleci? Da, ai fost de acord să când plec. Când ai zis, când s-o aflat, ce ai zis? Sun, nu știu ce, plec. Am stat. Bun, și dacă tu în momentul ăla îmi spuneai așa, Bianca, nu pleca, crede-mă că... Nu treceam prin ce am trecut. Două secunde, când ai zis, bă, vreau să plec. Am stat și m-am gândit, m-am dat după ideea ta, vrei să pleci? Bun, m-am gândit ce vrea să plece. Scandal în casă, tătăzua asta, o să-i... Am zis, na, vezi că zici greșit. L-am sunat și am spus așa, hai să plecăm din emisiune. A fost de acord să plecăm, amândoi, și eram împreună. Și ziceai, hai să stăm. Ea spunea, păi, am stat pentru tine, pentru emisiune. Normal, mă, dar tu nu vezi că orice aș face nu-i bine. Stai, zi din nou. El a zis, nu vreau să mă descalific pentru conțile care sunt, nu, dar vreau să plec cu tine, adică Bianca, să plecăm împreună. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.